Unii cred că a fi lider înseamnă să dai ordine și să tai capete. Eu nu cred asta. Mi-am condus oamenii în prima linie și vă spun, oameni buni, că războiul te aduce cu picioarele pe pământ. Pe mine armata m-a învățat că oamenii sunt mereu pe primul loc. Ca președinte, voi munci pentru oameni cu aceea seriozitate cu care am muncit în toate funcțiile pe care le-am ocupat. Ca președinte, voi conduce având în minte două lucruri: oamenii și Constituția. Atribuțiile prezidențiale sunt foarte clare și le voi exercita fără ezitare. Voi veghea activ la respectarea Constituției, la buna funcționare a instituțiilor statului și voi fi mediator între puterile statului și între stat și societate.